Spuneți-mi despre titlul pe care l-a câștigat Cluj-Napoca de capitală europeană. Este o reușită a comunității noastre, este o reușită a Clujului. Este, în primul rând, o recunoaștere a faptului că acest oraș are o dimensiune europeană și reprezintă pașaportul pentru anul 2021, când vom obține, sperăm noi, titlul de capitală culturală europeană. Anul 2015 va fi un an dedicat tineretului și evenimentele din acel an vor fi continuate și în anii următori. Iar pentru 2015 vom pregăti portofoliul actual de proiecte, la care vom adăuga și altele, cu susținere locală, regională, națională și europeană, astfel încât să arătăm Europei că avem ce arăta în materie de artă, în materie de cultură, în materie de multiculturalism, în materie de studenți, în materie de business, și valorile noastre pot fi modele de bune practici în Uniunea Europeană. Că suntem aici la noi acasă, o mică Europa. În ce măsură acest statut va duce la crearea de noi locuri de muncă? Avantajele ar fi următoarele. În primul rând, vizibilitate foarte mare la nivelul european. Spun asta pentru că un singur oraș din Europa în 2015 va avea statutul de capitală europeană a tineretului. La capitală culturală europeană sunt două orașe care au acest statut în Europa. În al doilea rând, creșterea numărului de turiști, de vizitatori, de toate felurile, cu cel puțin 15-20%. În al treilea rând, posibilitatea de impunerea unor proiecte care să aducă și locuri de muncă și investiții. Mă gândeam, de exemplu, la un proiect care să vizeze fructificarea ideilor de afaceri ale tinerilor, cunoscutele incubatoare de afaceri, unde printr-un parteneriat cu firmele să sprijinim cu 2-3 mii de euro o firmă a unor tineri cu idei creative selectate de un jur de specialitate, care să-și poată desfășura activitatea 2-3 ani de zile, până la 5 maxim, după care să lase pe alții în acea locație oferită de primărie pentru altă afacere nouă care generează locuri de muncă. Deci e o ocazie bună să folosim creativitatea și ideile tinerilor pentru locuri de muncă. E doar unul din multiplele proiecte care pot fi promovate. Vor fi 10 de proiecte de acest fel sau de altă natură promovate. Okay.